curse mai multe, când s-au rezolvat încă zeci și zeci de drumuri care stau în așteptare. Deci, varianta sud, la această oră, ajunge undeva către 100 de milioane de euro. Probabil că varianta Monari depășește mult 150 de milioane de euro. La 100 de milioane, cea pe deasupra ștandul municipal, despre Da. asta vorbim, Da. era inițial estimată la 70 și acum s-a făcut 100. Eu vă spun care sunt estimările proiectantului. A, Sigur, când va le-a veni cu făcut acum. devizul general, vom vedea mult mai concret. S-a El luat o lucrează. decizie, domnul Nu. Andrei, că nu s-a luat. Bun, vreau să spuneți că Nu, nu s-a încă nu luat. s-a luat Nu o s-a luat. decizie Eu vă și... spun, dați-mi voie să vă spun un răspuns Da. care l-am primit săptămâna trecută de la beneficiar, că nu mai știu pe cine să cred. Așa, în momentul de față, procedura de atribuire a contractului a fost finalizată, oferta declarată câștigătoare. Aici este vorba de societatea Iptana. Proiectul varianta ocolitoare a Bistriței are aprobare, urmând a fi avizat și de restul organelor abilitate. Aliniamentul drumului a suferit modificări în zona poligonului și sunt modificări impuse prin avizul de mediu a Ministerului Apărării Naționale, respectiv începând cu kilometrul 12 plus 300, între kilometrul 0 și kilometrul 12 plus 300, traseul variantelor nu a suferit nicio modificare. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, în calitatea sa de beneficiar, a luat hotărârea de a aproba și a merge în continuare cu varianta 2 a traseului variantei ocolitoare a municipiului Bistrița. Adică un răspuns pe care l-am primit săptămâna trecută. Asta înțeleg că se merge pe același De traseu, acord, varianta 2 Sud. probabil că au luat o hotărâre, dar rețineți. Probabil că au fost și în comisia tehnică de avizare a companiei, dar urmează după aceea avizarea la minister, urmează avizarea la interministerial și apoi hotărâre de guvern. La fazele superioare nu va trece până nu sunt toate avizele. De aceea revin și spun că competență în a aproba această lucrare, până la urmă, au mai mulți factori. Deși comunitatea locală trebuie să-și dea vizele. Am înțeles. Bun. Deci nimic nu se va putea face fără să cădem cu toții de acord pe o soluție Bun, comunitatea corespunzătoare. locală, Consiliul Local are un cuvânt de spus în treaba aceasta? Domnule Andrei, ca din punctul dumneavoastră de vedere. Eu n-am discutat Sau comunitatea cu... locală vorbim de cine, în afară de domnul primarul Vidu Crețu, că nu prea știu. Deci, haideți să lămurim un aspect. Ca să faci o investiție, haideți să discutăm măcar de patru faze importante. Certificatul de urbanism Emis e de Consiliul obligatoriu. Județean și retras la această oră. Nu cred că este retras. Un certificat de urbanism nu se poate retrage. Deci, să ne Colegul fie dumneavoastră, clar. domnul președinte Liviu Rusu, a spus că a fost retras și Nu rămâne cred. retras în Deci, continuare ca dacă a fost reprezentant al retras, a instituției. fost retras ilegal. Un certificat de urbanism nu se poate Nu se poate retrage. retrage. Dacă a expirat cumva și trebuie emis altul, sigur că are dreptul ca următorul certificat să se limite în alte condiții. Bun, Dar dacă ne dacă a fost, urmărește, da. dacă a fost emis, se înșală cine crede că un certificat de urbanism se poate Bun. retrage. Domnul Nu se președinte al poate. Consiliului Județean, dacă ne urmăriți, o să vă rog să interveniți în Deci această emisiune, să ne spuneți puțin cum e cu se avizul, poate să înnoi ne dacă este certificatul de expirat. urbanism. A doua Așa. fază. Bun. Nu se poate aproba o investiție, mai ales de amploarea aceasta, fără un plan de urbanism zonal. Deci fără un PUZ. În cazul de față, PUZ-ul înseamnă un traseu serios, o fâșie serioasă de teren unde trebuie analizate toate aspectele. PUZ-ul se aprobă în final de Consiliul Local cu avizul, deci cu raportul tehnic al arhitectului șef al Consiliului Județean, semnat apoi de președintele Consiliului Județean, trimis la primărie. În final se aprobă prin hotărâre de Consiliul Local. Bun, am Și stabilit apoi ceva până urmează aici. Deci autorizația Consiliul de Local are un construire. cuvânt de spus. Deci, fără Consiliul Local nu trece planul de urbanism zonal și Am fără înțeles. PUZ nu se poate da autorizație de construire. De lucrurile sunt mai Am complicate. înțeles, dar până acum, ce îmi spuneți dumneavoastră, știam că Consiliul Local nu are niciun cuvânt de spus, cel puțin asta știam Este și asta adevărat, ni am mai s-a spus. discutat în această emisiune despre un PUZ și chiar la acea oră am fost cu toții informați că primăria a mai aprobat un PUZ undeva în acea zonă și chiar ne miram că se vor suprapune două PUZ-uri și ne întrebam care din ele va fi cel bun. Mai era un Bun. PUZ aprobat în zona Ștrandului, Zona Așa, Duna să Codrișor. continuăm. Așa. Domnul Andrei, o să mai revin la dumneavoastră să încerc să prind toți invitații. Domnul Molnar, dumneavoastră ați mai fost invitat la această emisiune, la acest subiect, știți foarte bine despre ce este vorba. V-a mirat oarecum, pentru că îmi spuneați că știți că nu se mai pune problema acestui drum de centură pe la sud de Bistrița, pe traseul de care spuneam. Iată că Consiliul Local va avea într-un fel sau altul un cuvânt de spus, deși până acum nimic nu a trecut prin Consiliul Local legat de această variantă.
Orice lucrare de construcție trebuie să fie autorizată. Pentru ca să fie autorizată, ea trebuie să parcurgă, așa cum un cetățean vrea să-și construiască o casă, tot așa și statul, dacă vrea să construiască un drum, trebuie să parcurgă aceiași pași procedurali. Prima dată se solicită un certificat de urbanism, după aceea se eliberează un proiect tehnic în baza căruia se obține o autorizație de construcție, în măsura în care proiectul tehnic corespunde planului urbanistic zonal. Dacă proiectul tehnic nu corespunde planului urbanistic zonal, anterior obținerea autorizației de construcție, trebuie să fie aprobat un plan urbanistic zonal care să permită construcția solicitată, că este de drum, că este de imobil cu două etaje. Prin urmare, întrucât în prezent planurile urbanistice zonale care există pe traseul actual al centurii sud nu prevăd în acea zonă o șosea de centură, o colitoare, cum doriți dumneavoastră să o numiți, ele vor trebui să fie, să zicem așa, refăcute, reactualizate și prin urmare supuse aprobării Consiliului Local, chiar dacă se va face un singur puz pe o fâșie pe traseul drumului, va trebui să fie supus aprobării Consiliului Local, care să își dea acordul cu privire la posibilitatea și oportunitatea construirii în acea zonă care este interesată a unui drum cu o lățime de, cu caracteristicile tehnico-constructive care sunt prezentate de către proiectant. Cu măsuri compensatorii diverse. Sunt mai multe lucruri care trebuie să fie aprobate. Dacă Consiliul Local va aproba acest puz, se va putea trece în continuare la proiectul tehnic, la autorizația de construcție și în final la edificarea acestei șosele. Dacă nu se aprobă un astfel de puz, automat primarul este, să zic, în imposibilitate de a elibera autorizația de construcție, actul final în baza căruia cineva poate să se apuce să sape și să facă un drum printr-o zonă a unei localități. Deci, trebuie făcut o corecție. Ministerul Transporturilor, pentru drumuri naționale și pentru autostrăzi, emite singură autorizația de construcție, deci nu e nevoie să o emită primarul, dar până acolo toate etapele trebuie parcurse din punct de vedere a urbanismului și a avizelor. Deci, dacă se ajunge la un puz avizat de Consiliul Local, proiectul tehnic este a Ministerului Transportului, până la urmă își poate emite singura autorizație de construcție, dar nu poate să se abată de la celelalte reguli. Asta e singura diferență. Deci își emite singur, nu emite primar. Am înțeles. Deci este legislație specifică în domeniul. Nu-l contrazic pe domnul secretar de stat. E bine, nu e bine, da. E alt subiect, vreau să așa zic e regulă. Cum da. Credeți că pentru accelerarea va fi, dacă va fi acest puz în Consiliul Local? Domnule Molnar, având în vedere, știm acea, hotărâre, că nu a fost o hotărâre verbală de anul trecut, în care 13 voturi a consilierilor locale au fost împotriva continuării acestui subiect. Consiliul Local este un organism politic. Vrem sau nu vrem să acceptăm acest lucru, asta este o realitate. Așa este. În